Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Sigur, azi, duminică, a fost o zi plină de evenimente. Mi-amintesc că cel care a născocit evenimentele de duminică a fost Traian Băsescu, cred că de pe vremea când era primar sau candidat la primărie, că și-a dat seama că în weekend evenimentele dorm. Faptele, morții și evenimentele dorm. Și atunci, dacă pui la cale o conferință de presă, o lovitură de presă, toată lumea te dă, pentru că, în afară de faptul că e coadă la Comarnic, care nu mai e de mult o știre, adevărata știre fiind, nu e coadă la Comarnic, acum e coadă, nici nu mai știu când să mă mai duc. Până acum era vinerea, acum e și sâmbăta, și duminica, dracu să o ia, nu știu, parcă toată lumea urcă dealul ăla sau muntele ăla la Comarnic. Bun, deci nu e o știre. Ați avut evenimente, au fost lansări, s-a lansat Nicușor Dan, s-a lansat Gabriela Firea, s-a lansat Traian Băsescu în chip surprinzător, am intervenit la televiziune, la Ana Maria Roman, la ora 4 și ceva așa zis și eu ceva pe acolo. Am intervenit acum în studio fiind Gabriela Firea la Porumbel, Cătălina Porumbel, în seara asta. Mă rog, ca să spun ce am zis esențiale, am transmis PSD-ului, profitând de faptul că era Gabriela Firea în studio, că să facă pe dracu, înțeleg, să facă pe dracu un patru să cadă moțiunea. Înțeleg că nu pot să nu o depună. Eu o depun acum, nu știu, 17 august și o să o voteze, nu știu, la începutul septembrie, în sesiunea ordinară. Că trebuie să o depună, am înțeles, e presiune asupra lor de partea electoratului activului. Dar dacă trece și Klaus Iohannis va face pe dracu în patru să treacă, nu ca să scape de Ludovic Orban. Oameni buni, dați deoparte această manipulare de 2 lei. Cum să scape acum, cum să scape de Ludovic Orban cu Klaus Iohannis în buza a două bătălii locale și parlamentare în care el vrea să pună mâna pe toți, pe locali, pe primării, pe parlament și pe servicii a pus mâna de mult. Nu și pe păduri și pe ape, că vrea cât mai mult. Prea cât mai mult dintr-o iluzie. Că dacă va avea totul, așa zice, bă, zice, dar de ce n-ai făcut nimic 6 ani? Oh, n-am făcut pentru că n-am avut putere. Păi, ați avut un... Oh, nebunesc. Am avut un... aveți guvern din noiembrie. Da, dar nu e de așa. Trebuie să am și locale. O să obțină locale. Bă, da, hai, treceți, faceți ceva. Nu, vreau și parlamentare. Da, nu va face nimic. Vă garantez eu. Există scriitori care au scris, fost foarte, adică neproductivi, leneși. Și ei spuneau așa, am citit mult. Domnule, nu am toate condițiile ca să pot să mă apuc de scris. Cum care? Păi trebuie. Îmi trebuie o veioză frumoasă. Bine, faci rost de o veioză. A, nu, nu, nu e de așa. Nu. Trebuie acum și un birou. Când încep să scrii? Când o să am și birou. Peste jumătate de an are birou. Gata, încep, scrii, maestre, dar bagă cărbuni, scoate romanul. A, nu, 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 nu. Am nevoie să am și perdele la... Nu, să n-am perdele. Bine, dă-le jos, le dă jos. Nu, 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 aș avea nevoie de terasă. Și uite așa, îi trec și trec anii, trece viața și el nu scrie nimic, da? Hai să fim serioși. Eu, pentru mine, rămâne ca scriitorul de geniu Mircea Eliade. Era în 38, l-au luat aia maestatea sa după 11 februarie 1938, când a dat maestatea sa, noaptea de 10, spune și februarie 38. Observați că loviturile de stat se dau noaptea. Dată lovitură de stat,
după ce Corneliu Zelea Codreanu a făcut prostia să zică că în momentul când ajung ei la puteri legionare o să facă o autostradă Constanța-București cu tot corupții. Corupții, era malax ăla și a avut o întâlnire nenea Carol al Doilea cu miliardarii, un dejun, miliardarilor, erau mulți pe vremea aia, și a dat lovitura de stat, așa, suspendat tot, a făcut o Constituție într-o noapte, l-a pus pe Armand Călinescu, zis Chioru, era chiar Chior, și în felul acesta au trecut la, deci s-au trecut, au început prigoana împotriva legionarilor. Și unii, și Naionescu, și pe Naionescu, Mircea Eliade, au dus în, nu știu, un lagăr de la Miercurea Ciuc și, mă rog, nu era chiar lagăr, lagăr. Și, nu știu, cred că a scris Noptele de Sânzene, ceva, nu mai țin minte, un roman, Mircea Eliade se ducea când ăia dormeau, aveau acolo, nu știu, găsiseră o cămăruță, își puneau un flanel, era frig, sau, nu știu, și scria, eu scris, nu avem nevoie de nimic, așa și, băi, Claus Ioane, ce de nevoie? Nici măcar de guvernul, de un guvern. Ești președinte României, poți să faci, nu știu, o potecă. De ce nu poți să facă? Președintele României poate să facă o potecă. El, pacă, 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 sapă, face ceva. N-a făcut nimic, asta că lasă că o să-mi vină putere. Când o să aibă el puterea, nu o să facă nimic, pentru că e leneș, pui comod. Și în plus, începând din 21, s-a terminat. El e deja un cadavru politic în jurul sicriului lui, fotoliului lui, care e un sicriu, se vor bate toți aia de dreapta să ajungă președinți. Șefii de la servicii, zice, bă, pe cine punem? Hai să ne consultăm cu aliații. Serviciile noastre nu credeți că sunt românești. Ele sunt anexe, cămările, bucătăriile din dos, ale curțile din dos, ale serviciilor secrete americane, ale marilor puteri. Bă, se consultă și cu aia și nu are treabă. Gata, deci din punctul acesta de vedere, nu vă puneți problema că domnul Claus Iohannis va face ceva. Și să revin. Și în consecință el are nevoie acum de o cădere de guvern. Deci nu va pune PSD-ul, spune și PSD, deci cade guvern. Devine guvern minoritar și începe. Oh, pa și vă descurc, spune pe acum discurs. În ziua în care cade guvernul, vine la Cotroceni cu o față tragică, nu știu, în măsură în care mască, de bună, PSD-ul care a făcut și adres și care e cinic și ciuma roșie și Mălin Bot imediat sare din patul ăla mortului, lui Horia Tabacu, din așternuturile, că nici măcar nu le-a schimbat după ce a murit ăla, și se duce imediat cu goana, pam, 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 PSD cu ăsta. Au încercat și am și în seara asta, când au făcut aia lansare, s-au dus acolo. Eu, părerea mea este că trebuie să sunt tâmpiți. Face Mălin Bot și cu Ceaușescu aia, trimis și eu trei inși când îl lansează până cu Șordan. Îl huiduie, da? A, nu, zice, domnule, dacă facem asta, o să ne spună că nu no, lăsăm libertatea cuvântului. Ce spuneți, mă? Electoratul PSD vrea și el. Dacă... Și dați un semnal lui nenea Ludovic, ăsta, turnătorul în pahare. Bă, Ludovic, nu-i potolești că sunt ai tăi. Hai să fim serioși. Sau îi spune lui Helvic, da? Helvic, îți face acum, ați văzut. Nu mărim salariile profesorilor, nu mărim alocațiile, și mărim la servicii. Bă, dar chiar așa de porci sunt ăsta din guvern și Iohannis. Bă, te o dracu, nu. Și cum iar SPP, de la rectificarea bugetară toată lumea pierde. Profesorii pierd. SRI câștigă, iar li s-a dat bani, SIE câștigă, STS câștigă, SPP câștigă. Bă, dar chiar fac mișto ăștia de noi. Bă, dar dă-i dracului, că până la urmă, cum să nu fi mai tare decât securitatea. De ce să mărească lor? Dar de ce n-a zis Helvig să iasă, spune, doamne, n-am nevoie. Vreau ca banii ăștia să faceți din ei nu știu ce, bă, uite, să dați la profesori. Bun. Deci, și atunci ar începe ăla, da. Nu uitați, am zis și
le-am transmis PSD-ului că volumul panicii, ăla care creează panică, e la Cotroceni, da, cu băieții, da, pac, a căzut guvernul, bagă-i mea, morți, nenorocire, vine Raed Arafat, leu, și vine Musta, și vine Rafila, care bănuiesc e tot timpul de la o televiziune la alta, și nenorocire, și vin tot felul de ăla, cu coniții, doctorițe, care zic, aoleu, vai de mine, eu lucrez la terapie intensivă și aș vrea să vină și pe ăia care ne contestă. Așa, mai să vedem acum cu de dictatura medicală, da? Bun. Și după asta, deci, ei, cum, el la el, ați văzut poate radio cu ăla, cu volum, cu volum, cu buton. Crește, oh, patria e liberă cu tare, cu tare, bam, 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 bam. Dai mai încet. Dacă e nevoie, nu mai e așa de mari infectări, nu mai e așa de mulți morți, deja o e atmosferă de optimism. Dar dacă pică guvernul și rămân toți ăștia, care vor fura în continuare, și vor pune pe seama PSD-ului totul. Aoleu, la școli nu s-a făcut nimic cu tare. Ce vrea el? Deci, încă o dată, această șmecherie de 2 lei manipulare lansată de băieții din păduri, că ei sunt specialiști la vonduri. Sunt specialiști. Nu. Vă spun eu ce, spun eu ceva. Bă, ce, bă, fii atent. Aici, ce vezi acum? Că e o ceartă între Ludovic Orban și Klaus Iohannis. Klaus Iohannis vrea să scape de Ludovic Orban prin intermediul lui Ciolacu și de-aia voi ăștia depun moțiune de cenzură. Sper că nu sunt așa de tâmpiți ăștia din pe. Să depună și să cadă. Să cadă moțiunea. Nu-i nicio norocire. Între timp iau loc congresul. Bun. Hai să revenim. Nu de asta. Vezi? M-am luat și eu ca prostul, da? Domnul, știți că eu am un confrate care se numește Bogdan Iacob, care tot îl citesc. Ah! Și care îmi trimite din când în când tot felul de lucruri. El mi-a atras atenția, nu știam, asupra unei cărți, el mi-a atras în engleză, al lui Bernard Lévy, unul din mari filozofi ai Franței, așa, care se numește în engleză, varianta englezească, Virusul în vârsta, în era nebuniei. Ce zic, Bernard Lévy, zic eu. El mi-a trimis și traducerea făcută de el din engleză. Că el nu știe. Păi zic, e francez, nu poate să nu fi scris și în franceză. Și m-am dus la Amazon. Amazon.com. Amazon France. Și cum mai la Amazon e Kindle. Și am găsit cartea și am și descărcat-o. În franceză, cartea se numește Ce virus qui rend fou. Care ne face Chiranfu. Ăsta este, da? Puteți face și numai asta, și în engleză și în franceză. Este și o variantă Kindle, da? Accesați acolo, puneți cartea de credit, nu știu câte să nimeni scumpă. Nu știu, cred că era vreo, cât era vreo 5 euro sau 10, puțin. Și am luat-o. Cartea aceasta, știți că de Bernard Lévy s-a tradus mult în România, inclusiv la umanitate, dar acum cartea asta nu există. O să o traduc acum Licean, Pleșu, oh, leu, Patapievici, cum se traducă ei, cum se vorbească ei. Acum, nu, veți vedea de ce. E o carte senzațională, senzațională. Și merită, pentru că este o meditație a un mare filozof, a unui mare gânditor francez, mai așa, mai șturlubatic, mai împotriv, despre toată această nebunie numită pandemie și elimează, da. Chiar. Bun. Și hai să vedem ce am făcut. El a fost, în Franța a fost un ecou extraordinar. Hai să vedem o emisiune C'est l'un des angles du cu livre de el. Bernard-Henri Lévy. Uite-l. L'attention Asta e portée à Lévy. l'épidémie de COVID-19 nous a rendus beaucoup moins attentifs à ce qui se passe par ailleurs dans le monde, les guerres, les famines, les C'est révolutions. l'émission de la grande Bernard-Henri librairie. Lévy, voici donc un livre qui, c'est le moins qu'on puisse dire, secoue à la fois les idées reçues et peut-être la bien-pensance également. Sidération et colère, ce sont les deux mots que j'ai trouvés
le plus souvent, sous votre plume, ce sont les deux mots qui jalonnent votre essai, ce virus qui rend fou, qui sortira le 10 juin prochain donc aux éditions Grasset. Je précise tout de suite, je crois que je ne l'ai jamais fait en 12 ans, mais pas mal de choses, vous allez voir ce soir, que je n'ai jamais fait. L'intégralité des droits d'auteur de ce livre sera versée à l'ADELC, l'Association pour le développement de la librairie de création. Donc, en achetant ce livre, eh bien, vous soutenez les libraires indépendants. Vous confirmez ? Absolument. 100% des droits. À 100% des droits, naturellement. Oui, oui. Parce que je pense que le livre est un produit de première nécessité. Et que pendant que j'écrivais le livre, j'étais un peu accablé de voir, il y a eu plusieurs incidents, que parmi les produits de première nécessité, très peu, sauf quelques libraires courageux, pensaient à inclure le livre. Il y a un mot de Peggy, vous savez, il y a deux choses, le pain et les livres dont je ne pourrais me passer. Eh bien, on n'a pas été si nombreux à se souvenir que le livre était un produit de première nécessité. Et c'est vrai que les libraires sortent de cette crise si fragilisée, attaquée de toutes parts, que, en effet, voilà, je voudrais modestement contribuer à travers la DELC, oui, à ce que le réseau de librairies françaises, sans lequel il n'y aurait pas d'industrie du livre, pas d'écrivains publiés. A zis că asta, cartea rămâne în continuare alături de pâine, un produs de necesitate și mai ales în aceste vremuri de pandemie trebuie să facem ceva din drepturile de autor la Asociația Librarilor. Bun. Senzaționale. Eu mi-a trimis Bogdan Iacob fragmentul pe care l-a pus și pe ăsta, pe In Politics, pe site-ul lui, traducerea lui e din engleză. Eu, acum, dacă m-am dus repede și dacă tot l-am cumpărat, tot am dat la euro, nebunesc. Bun, ia să vedem așa, se tot duce acum, da. Hai să vă spun eu prologul. Este uluitoare. Este o carte care, mă rog, trebuie tradusă mâine. Da? Bun. Vă traduc din direct. Din franceză, nu. Așa că dacă mai am din când în când așa ezitări, să știți că traduc în direct pentru asta. Puteam să iau traducerea făcută de Bogdan Iacob, dar am luat-o pe cea franceză, că tot am cumpărat carte. Gata, e a mea, Kindle. Am o carte, pai, pe și pe tot ce... M-am făcut vreo 5 Kindle pe acolo. Dispozitive. Cumpărați această carte, senzațională. E și în engleză. Care știți engleză? Luați-o din engleză. Aia cu... În vremea... virusul în vremea, nu știu ce, era în nebunie. Bun. Am fost siderat. Dar ceea ce m-a siderat nu e pandemia. Zic, repet, te aduc în direct. Acest soi de dezastru a existat dintotdeauna. Și zice, gripa spaniolă cu cei 50 de milioane de morți a făcut acum un secol mai mult de victime pe care nu le va face, fără îndoială, COVID-ul. Pentru a rămâne în timpurile noastre, așa, toți ne amintim, după mai 68, faimoasa gripă din Hong Kong, unde un milion de cetățeni au murit de emeragie pulmonară, așa și de sufocare. Și nu mare tărăbăniu s-a făcut. A fost acum 10 ani, dar la fel de efasată, scoasă din memoria colectivă, gripa asiatică care a plecat din China, a trecut prin Iran, prin Italia, estul Franței, America și a făcut 2 milioane de morți, dintre care 100.000 în Statele Unite și probabil în Franța, mulți în Franța, în spitale subechipate sau unde cadavrele, povestesc ultimii martori, erau, ședeau așa în sălile de reanimare, grămezi așa și nu mai puteau fi. Ce spune el? Că față de ce a fost unele, păi să iubit copil, zice el și are dreptate. Uite asta, milioane, da?
A, de ce este siderat el? Deci nu de clipă îi spune că au existat mult mai mari, nu de gripă, de rele dezastre. Da. Zice, ce m-a siderat pe mine, zice el, că traduc așa, povestesc, a fost modul în care s-a reacționat la asta, zice Bernard Levy. Mă rog, în francez, în stilul lui, dar nu, eu povestesc așa în românești. Așa. Și atenție, frază genială, exprimare genială. Este și este epidemia nu numai de COVID, ci de teamă care s-a abătut asupra lumii. Genial, adică, domnule, genial, încă o dată. Deci nu atât epidemia, că a zis, epidemia, mă, ci epidemia de teamă. Vai ce mare, și așa și este. Băi, este mare, mare, Bernard Levy, mare filozof. Mare, din ăsta prezent, are rubrica în Le Point și filozof pe care îl mai înțeleg aia francezi, că ai noștri, adică noi nu avem filozof, da. Așa. Bun. Asta. Deci, am fost martorii unor temperamente până mai ieri îndrăznețe, acum paralizate. Așa este. Adică oameni care aveau curaj până deodată au fost paralizați în fața epidemiei de frică. Da? Așa. Am văzut, am auzit intelectuali care venind parcă din alte războaie, au reluat retorica inamicului invizibil, al combatanților din prima linie și de a doua linie, al războiului sanitar total. Ați văzut expresia asta? În prima linie, medicii. Și zice el, astea sunt expresii din război. Prima linie. Medicii fac treabă, că, nu știu, în prima linie. Normal că dacă sunt medici, sunt fac prima linie, auzi, frate, combatanții din prima și a doua linie, războiul sanitar total. Faci. Bun. Și începe. Am văzut un Paris gol ca în jurnalul ocupației de Ernst Jünger. Am văzut orașele lumii devenind orașe fantome cu bulevardele lor mute, ca niște drumuri de țară, da? Unde zilele, spunea Hugo, erau ca și nopțile. Adică, din astea pustii ca la țară și a văzut bulevarde, ce am zis eu, în Paris, da? Am văzut pe video care mi s-au trimis de la Kiev, de la Milan, de la New York, de la Madrid, dar și de la Lagos, de Erbil sau de Kashmili, rari trecători, grăbiți, așa, atenție, așa, care nu ieșiseră ca să ne reamintească că sunt din specia umană, așa și este, ci care schimbau imediat trotuarele cu ochii coborâți, bese, așa când apăreau altă ființă umană, mă țin în minte, adică erau strada goală și odată apărea unul pe un trotuar și tot și unul care venea, fuga! Doamne, omul, ce remarcă, da? Am văzut de la un capăt de la altul al planetei, în țările cele mai sărace, numai puțin ca și în marile metropole, popoare întregi tremurând și lăsându-se închise în locuințele lor, așa, deseori cu lovituri de măciucă, așa cum se lasă închise maimuțele în cușcă. Așa și este, adică uluitor, da? După asta se miră că saudienii și hutiții nu se mai bat în Yemen. Hezbollahul s-a confinat, a făcut și el loc. Așa este, nu mai e, lockdown, da? Hamasul, care deplora care a avut numai 8 cazuri, a declarat că nu a renunțat la război și vrea să obțină
măști de la Israel. Doamne! Așa, Daesh, ăzea, ISIS-ul, da, unde e ISIS-ul? ISIS-ul a declarat Europa zonă de risc pentru combatanții săi, înțelegeți, vă imaginați, adică a zis, bă, nu mai facem, nu mai facem atentate că e coronavirus. Păi vin așa, da. Da. O mare teamă ca cea din 1789 cu lotul, cu sumedenia sa de infox, de intoxicări, de comploturi, de scurgeri din presă și într-o zi de răscoale fără speranță, zice el, da, așa. Da. Și definește această perioadă a pandemiei. O embalament, o din ăsta colectivă, agravată, deci o din ăsta, o solicitare colectivă, agravată de canale de informații, de rețelele sociale, care, matracând, dând așa ca cu o măciucă, zi după zi, cifrele reanimaților, muritorii, muribunzii și morții, ne plasau într-un univers paralel, unde nu mai existau nicio altă informație alta decât așa, nicio altă informație decât acestea care ne făceau nebuni, da? Bun. Așa, mai citesc așa, mă rog. Astăzi, la ora în care scriu aceste linii și când a început să se deconfineze, începuse la ei, așa, este prea târziu pentru a casa, pentru a sparge nu numai codul virusului, dar și al spaimei pe care a creat-o, da? Așa. Știți cum începe capitolul 2? Capitolul 1 s-a plecat. Mă rog, ați văzut. Primul lucru care m-a frapat este ascensiunea puterii medicale. Deci, nu are ce o să povestesc. Ați văzut, deci, în descriere, eu am făcut-o așa, la fel de o poveste, ca să vă incit, ce carte excepțională, ce radiografie, aceste chestii, mie nu vine să cred, adică am întrebat pe toți interlocutorii la Cristoiești, bă, cum s-a întâmplat? Oameni închiși în case, cum spune ăsta, orașe vide, cum să zic, cum este epidemia fricii. Ceva e în regulă, vorbește, bă, dați-o dracule, au fost războaie mondiale, au fost, cum zice el, gripa spaniolă. De unde și până unde? De unde și până unde? Și puterea mai medicală. De unde și până unde? Cum a zis el, termen de război, combatanți din prima linie, ăștia care sunt la noi, demenți, ieșirea în prim plan a unor personaje nealese, cum este ăla, Raed Arafat, care e la poliție, ce pe acolo, da? Care ați văzut, deci încă o dată, acest popor, nu iau la mine, că cum a scris, poporul ăsta, deci care se zice că l-a răsturnat pe unul, pe Ceaușescu. Se zice că l-a răsturnat, pe Ceaușescu, da? Bă, după 30 de ani, vine unul, Raed Arafat, bă, nu Ceaușescu, bă, ce cine era Ceaușescu? Un om care făcuse 20 de ani, îl plimbase regina în caleașcă, Ceaușescu. Cine mă Raed Arafat? Raed Arafat, un tip subsecretar de stat sau secretar de stat la interne, care nu e nici măcar medic, ci a fost tot timpul șef, bă, ne beștelește în fiecare zi. Bă, pe noi, mă, nu înțelegeți, bă, pe noi, suntem unii dintre noi, oameni bătrâni, 72 de ani fac eu în curând, merg pe 72. Și am scris cărți, oameni care au scris cărți, care sunt savanți, care au făcut cercetări, care... sportivi cu tare, oameni, toată firea, nu mai mulți, nu copii. Bă, vine unul, Raed Arafat, bă, și nimeni în țara asta n-are curat, ducă la el să-i dea peste bot. Bă, chiar așa ți-a ajuns? Nu înțeleg. Adică ăia cu goarna lor, ăia, hashtagiștii,
Acum văd că o preocupare cu Belarus. Mă strică de râs. Bun, unul care umbla în chilot, mi-a ținut minte, bădilițe, bădițe. Că... Și era unul din ăla care, ca să fie mare, umbla în chiloți în metrou. Cu corupția ucide. Acum are o treabă cu Belarusul. Mai oh, vai de mine, mi-a trimis tot Bogdan. Păi, păi, mare, păi, dai seama. Lukashenko ăla, tremură. Lukashenko acum zice, vai, 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 uite-l aici. Băi, delița. Lukashenko zice, bă, ce mă fac eu că unul, cum zice mă rog ăsta? Bădiță, bădilițe, nu știu. Uitați-vă la el. Bădiliță este free Belarus. Eu nu știu unde vine Belarus. Păi, grija, e de la, să zic, acum este de Belarus, când ăștia fură numele pandemiei, când la ora actuală candidații PNL beneficiază de cele mai îngânfate panouri. Cum să spun, s-au vârât în bani, în candidații PNL. De unde mă luați? Din furtul. Furat de la noi. Furat, că au furat. Aia, uniform, mă așa o legendă. Bun. Belarus, mă, dă-l dracu de Belarus, le rezolve. Oh, Belarus. Bă, dar faptul că pe noi ne bombă, cum spunea Cristi Puiu, de bun simț. Păi, oameni buni, zine mă normal, că suntem oameni normali, nu suntem maimuți. Și vine și ne beștelește și el, bă, aoleu, nu purtați mască. Lasă că vă arăt eu vouă. Bine, acum, bădiliță sau bădiță, să-i pierd copil, față de Radu Tudor. Radu Tudor, nu știu, a făcut ăla, zice, Putin că a făcut coronel. Radu Tudor a scris pe Facebook. Putin, el, bă, Putin, ia lasă-mă tu cu coronavirusul și dă-ne înapoi Basarab. Păi, oameni buni, iertați-mă, au lucrat cu mine, ceva e în neregulă cu creierul lui. Cum să scrie? Deci, ce înseamnă? Putin, ești penibil. Bă, m-ați auzit pe mine zicând măcar, nu lui Putin, măcar lui Ludovic Orban. Zic, nu am putere. Și mă întorc încă o dată. Încă o dată, nu. Omul ăsta, și ați văzut, a scos o carte extraordinară. Bernard Levy, tradus la noi de umanitate, cânta, acum nu mai gata. Acum, tefeliștii din cultură, nimic, nimic nu mai există. Dar ce s-a întâmplat? Vine unul, Rareș Bogdan, care când era jurnalist nu avea nicio treabă, că era isteric și spune, nici mai mult, nici mai puțin, că el propune să se facă dosare penale ălora care nu sunt de acord cu guvernul în pandemie. Este om normal, jurnalist, jurnalist, politruc, politician. Nu face nimic gălăgie, mă! Cum să ne faci? Atunci trebuie, Bernard Levy trebuie împușcat. Da, mă, am și eu niște îndoiele, am și eu îndoiele și am îndoiele din ăsta. Nu-mi place. Ok, nu vreau să trăiesc într-o lume de cum aș, nu vreau, nu știu, poate sunt bătrân. Nu-mi place, de-aia nici nu ies prin oraș, mă duc la librărie, nu că port eu, nu eu. Măștile, am impresia că e ceva anormal. Când ies afară din casă, nu mă simt bine, pentru că eu, ca om din comuna primitivă, care mă trag așa din ăla de Neandertal, care făcea hau-hau la lună, că nu știa și știa că luna vine și e vrăjitoare sau ce e, nu m-am născut cu mască. Ah, pot să pun mască la carnaval, dar să pun mască în fiecare zi, văd lideri ai lumii, ăștia, candidații, cu mască. Nu, eu nu zic să nu purtați. Am zis că nu vreau. Adică vreau să vină Rareș Bogdan, mă oblige pe mine să spun eu ce frumos e cu mască. Nu e, nu mă simt bine. Mi se pare că e ceva anormal. Nu m-am dat nici în străinătate, nu mă duc nicăieri. Ies în oraș, ce să ies în oraș? Ies în oraș, pun mască. Văd oameni cu mască pe stradă. Mă duc la librărie, toți au mască. Și mi se pare o chestie așa, monstruoasă, da? S-au dus la lansare, toți aveau măști, candidați. Mă duc la alegători și am mască. Și am, nu se aude ce spui, da?
Bun. Mare carte. Încă o dată, eu profitând de această carte, spun încă o dată. În decembrie 89, ce au fost? Revoluție, livoluție, ce a fost? Am obținut un singur drept la care țin. Restul. Dreptul de a spune orice. Nici nu știți. Eu am fost jurnalist chiar și... Nu știu, dreptul meu de a spune orice prostie. Nu te să vină nici Raed Arafat, nici Claus Iohan, nici Ludovic Orban, nici Radeș Bogdan. Lasă-mă, mă! Hai, mă, lasă. Ăsta a făcut-o capodoc. N-am voie să mă întreb, să pun la îndoială. Trebuie să vină să-l înjure pe Cristi Puiu, Cristian Tudor Popescu, să-l facă idiot. Te de ce să-l facă idiot? Păi îl face cineva idiot? De ce idiot? Mă zic și el ceva acolo, n-are voie să zică. Dar nu, bă, că vreți, polemizăm cu el, cu Cristi Puiu. Spune, bă, Cristi Puiu, fii atent aici. Dacă nu poartă ăștia mască, o să mori. Bă, dar nu sunt idiot. Cum a putut un idiot să spună așa ceva? Spuneți-mi, adică de ce cei puțini care, repet, ne întrebăm ca și Bernard Levy, constatăm, medităm, ne melancolizăm, trebuie să fim, cum să zic, terfeliți. Adică de ce noi terfeliți și ei nu? Adică, dar de ce ăștia, da? De ce? Pentru că ăștia care ne terfelesc sunt de-ai puterii. Că eu sunt un tip, în momentul în care unul din ăștia care ne fac pe noi idioți cu tare, cu tare, ar zice așa ceva despre Ioanis, poate că ar fi exagerat, zic, băi, dar eu așa îmi convine și mie, zic despre Cristi Puiu, că e idiot, că nu mă costă nimic. Dar despre Ioanis, te costă. Dar despre Ludovic Orban. Adică eu cred că radicalismul, violența. Eu nu sunt un violent, trebuie să fie împotriva celor de la putere. A trecut ăla în opoziție, dă-l dracului. Când a trecut Ion Iliescu 96 în opoziție, a fost alături de el, cu s-a alături de Emil Constantinescu, Emil Constantinescu era la putere. Cât Emil Constantinescu nu era la putere, a fost alături de el. Și nu e suficient, adică, cu toate să închei. Puterea politică în comunism, în capitalism, în maoism, are poliție, securitate, servicii, STS, SPP, bani, da? Nu mai are nevoie și de mine să o mai laud. Are. Singurul lucru pe care, singura mângâiere pentru omul sărman este faptul că în democrație se poate spune despre ăla de la putere care te umilește, nu-ți dă pensii, numărește salariile profesorilor, fură de dimineață până seara, mint, da? La educație națională este o analfabetă. Cum poate să fie mai aia profesoară de urmă care spune Pepsi Glass? Cum poate să fie așa ceva ministrul educației profesor? Ce preda mai aia? Preda română, cum spui Pepsi Glass? Doamne, maica, domnule, adică de ce? Că bărbatul s-a fost la 12 în sfert și l-a ajutat pe ăla, pe Ludovic Orban când el era beat și a lovit fata aia, da? Și l-a scos din rahat și, păi, nu știu, acum el o pune pe ea sau poate că îi place de ea. Eu spun, deci în punctul ăsta, da. Deci asta, avem dreptul, încă o dată, pe Kindle, Amazon.com, Amazon France, Amazon cum că Amazon France nu cred că folosești cartea de credit. Eu am niște cartele din ăla, le-am luat din Franța pentru Amazon France. Le luați, comandați, poate că cineva o traduce. Eu o să mă apuc să-l citesc chiar printre picături acum cum eu și am descoperit și aici închei acum, chiar închei. Când am scris despre, când am vorbit despre cartea lui Puiu, lui filmul, lui Cristi Puiu, este Soloviov. Cel mai tare text din această carte este un fel de povestire despre anticrist. Unde suntem? Despre, așa, repede, nu, lasă vârmă la gură. Se numește, e la final, scurtă povestire despre anticrist.
Fii atent ce spune aici. Asta e cartea asta și asta este scrisă în 1900. 1900. Zice, mă rog, după ce vorbește că au venit sără mongolii, de fapt, cum ar veni chinezii, mongoli. Mă rog, au cucerit Europa, Europa s-a eliberat. O consecință firească, dacă supunerea de jumătate de secol față de barbarii asiatici s-a produs ca urmare a dezmembrării statelor care se gândeau numai la interesele lor naționale izolate, așa este, măreața și glorioasă eliberare de sub mongoli a fost realizată prin organizarea internațională a forțelor unite ale întregii populații din Europa. 1900, o consecință firească este faptul că rânduiala veche, tradițională a națiunilor, își pierde pretutindeni sensul, astfel că aproape peste tot dispar ultimele rămășițe ale vechilor instituții monarhice. Spunea în 1900, n-a fost să rog război civil. Nu venise, nu căzuse țarul și pe la Kaiser. Bă. Europa secolului al XXI-lea reprezintă o uniune de state mai mult sau mai puțin democrate, Statele Unite Europene. Uniunea Europeană, 1900, da? Ei, și aici vine meditația lui Solomon. 1900. Ce profeție, ce mare. Succesele culturii exterioare, frânate oarecum de invazia mongolă și de lupta pentru eliberare, au prins din nou avânt. Iar obiectele conștiinței interioare, problemele legate de viață și de moarte, de soarta lumii și a omului, complicate și încurcate de o sumedenie de noi cercetări și descoperiri în domeniul fiziologiei, rămân ca și până acum fără lămurire. Adică și în secolul 21, zicea el în 1900 că așa va fi. Uite că așa este, tot așa. Pandemia, problemele legate de viață și de moarte, tot fără lămurire, da. Se clarifică un singur rezultat important negativ, căderea decisivă a materialismului, așa, noțiuni ca Dumnezeu care a creat lumea din nimic și așa mai departe, nu se mai predau nici în școlile elementare. Zice, în 1900, vezi acum, despre acum. Se elaborează un nivel ridicat al imaginilor despre asemenea noțiuni sub care nu poate cobori niciun fel de dogmatism. Și dacă marea majoritate a oamenilor care gândesc rămân complet necredincioși, puțini credincioși devin cu toții în mod necesar și oameni care gândesc, împlinind astfel spusele apostolului, fiți prânzi la inimă, nu și la minte. Deci, el vede în 1900, în 21, Statele Unite ale Europei, problemele rămân tot așa fără dezlegare, dar oamenii nu mai cred. Și acum mai crede cineva în ceva, în Dumnezeu. De Dumnezeu. Am încheiat, v-am dat și aici, asta puteți să o găsiți la librării, trei dialoguri. Ce frumos, despre sfârșitul istoriei universale. Mie mi-a plăcut foarte mult titlul, ai, nu mai scap de asta. Păi spuneți-mi să mă opresc. Trei dialoguri despre război, progres și sfârșitul istoriei universale, cuprinzând și o scurtă povestire despre Anticrist. Asta din final. Vă mulțumesc, la revedere!